Salutare și bine ați venit la un nou video. În video de astăzi voi explica cum să executați exercițiul extensii triceps cu bara Z din șezut. De ce cu bara Z? Haideți să vă explic. Pentru că în poziția asta de execuție, dacă voi folosiți o bară dreaptă, veți produce un stres pe încheietura mâinii. Pentru că dacă, după cum vedeți, voi că ridicați brațul, ridicați un pic înspre exterior. Când ridicați palma, când faceți extensie, o faceți un pic înspre exterior. Adică ceva de genul ăsta. Dacă voi folosiți o bară dreaptă, atunci veți forța foarte mult încheietura mâinii. Ca să nu forțați încheietura mâinii, fie alegeți gantere, unde principiul este fix același ca și aici, fie alegeți bara Z, care fix de aia are curburile astea, pentru a vă reduce stresul de pe încheieturi. Deci dacă faceți exercițiul ăsta și simțiți dureri în încheieturi, schimbați bara sau încercați cu ganterele. Bun, iar de aici, în poziția asta, lăsați brațele mult în jos, coatele mereu în contact cu piciorul, iar de aici faceți extensie maximă, apoi coborâți lent. Mișcările trebuie să se facă lent, nu e un exercițiu la care să folosiți greutăți prea mari. Dacă folosiți greutăți mari, veți ajunge să faceți ceva de genul ăsta și nu veți implica într-o măsură suficient de mare antebrațul. Coborâți lent, ridicați lent, coborâți lent, ridicați lent. Ca și greșeli ce se fac la exercițiul ăsta, greutăți prea mari folosite, atunci nu se mai țin coatele în contact cu piciorul mereu și se face mișcare din biceps într-o măsură foarte mare. Pentru că nu se pot folosi greutăți prea mari la exercițiul ăsta. Din nou, când se folosesc greutăți mari, se denaturează forma și se lucrează mult din elasticitatea tendonului. Și cam atât despre exercițiul ăsta. Nu e un exercițiu foarte complex, nu sunt foarte multe lucruri de menționat aici. Asta, că ar trebui să-l incorporați din când în când în rutină. Știu că antebrațul se antrenează în principiu, îl antrenezi când faci spate și brațe, îl antrenezi foarte mult. Dar, din când în când, ar trebui să aducem un plus antrenament a antebrațului. Sper că v-a plăcut acest video și până data viitoare, baftă!